Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de o poveste nou-nouță. Dar da. Noi am mai făcut această poveste în trecut, partea 1, și acum s-a lansat partea a doua. Și vreau să văd ce o să se întâmple de data asta. Pisică, înainte să continuăm, cred eu că, adică nu știu, cel puțin asta este părerea mea, că ar trebui să strângem peste 15.000 de like-uri la episodul de azi. Tu ce părere ai? Wow, capitane, am o părere foarte bună despre ce zici tu. Adică aici. Ești de acord sau nu ești de da, acord? Da, sunt de acord. Sunt de acord. Deci ar trebui să strângem o grămadă de like-uri, tocmai din acest motiv o să facem sirena. Sunteți pregătiți de sirena? Da, capitane. Fiți atenți. Sirena, când auziți sirena, apăsăm cu toții pe butonașul de like, da? Da. Hai să vedem sirena, se aude. Pentru că astăzi vom fi copcii. Copcii. Cred. Hai capitan cred aici. Copcii, hai capitan aici. Hai pisic repede. Gata, m-am așezat. Yes! Și loading direct, intrăm în joc. Mamă, bun. Imediat am intrat în pâine direct. Copcii suntem. Adică cred că suntem la creșe. Ceva da, de genul ăsta. Suntem. Perfect. Bun, hai să vedem. Bă, având în vedere că am jucat și prima variantă. Daycare 1. Cred că are logică că jucăm și pe al doilea, corect? Logic. Așa, bun. Hai să vedem, că nu știu dacă povestea continuă din primul, dar... Bă, văd că avem ceva diferit de data asta. Bă, arată bine, arată mă, bine rău. Ăsta. Arată bine. Chiar îmi place ea de Welcome to Daycare. A, uite, poți să apeși pe chestii, să le faci să se învârtă. A, ce frumos. Știi că ăsta era jocul ăla în care puteai să interacționezi cu diferite da, obiecte? Da, cu diferite obiecte, știu. Bun. Hai să vedem. Ha, mă, lăsați-ne să intrăm. Ai, cred mă, că vrem să încarce toată lumea din cauza asta, știi? Da. Să așteptăm să... Că sunt foarte mulți în story-ul ăsta. Uite-te și tu de... Deci foarte, foarte mulți care da, au intrat. Da, normal, e nou și primul a fost foarte popular. Da, și ăsta este extrem de popular. Ăsta e top acum pe, da, pe Roblox. Deci știu. E clar că sunt foarte mulți. Gata. Bună toată lumea! Bine ați venit! O, Doamne! Sara! Și o cheamă. Numele meu este Sara și sunt foarte fericită să vă văd aici pe toți la noua creșă. Claru se întâmplă ceva. Haideți să intrăm înăuntru, dragi copcii. Este foarte frig afară. E frig afară, nu mai poate cald, doamnă. Tu vezi că eu sunt copcil, gen și corp da, cu caracterul. Da, ești corp de copcil. Uite, am făcut bani. Și eu am făcut bani, nu știu. Bine ați venit înăuntru, puteți să explorați în liniște. Ia să vedem. Uite, uite. Ia uite, bă, avem și TV, ia uite, bă. Da? Eu vreau pe altceva, schimbă postul, nu-mi place. Stai, capitane, că-ți schimb, na. Nu, l-am luat un bănuț. Am găsisem un bănuț și l-am luat. Ah, lasă așa. Bun, ia să vedem. Dar tu ce cu să... capul ăsta? Doamne ferește, am crezut că e jucărie. Aici avem acvariu cu pești. Mamă, ce frumos e acvariul ăsta. Da, dar îmi place, ce drăguț foc. E și la etaj, uite. Așa. De ce e și zona de... Nu, eu sunt pe terasă. Am luat o săbiuță de lemn, zbang, zbang. Genial. Zbang, nu știu de unde ai luat tu. A, uite, am luat un suculeț. Foarte drăguț. Deci este un sac cu Robux. Unde, capitane? E sus, ia, te tot dropează de Robux când apăs pe el. Da. Da cum? Bine, nu sunt adevărați, îți dai seama. Da, normal. Dar... Ai, unde ești? Stai că m-am dus... Sunt sus, capitane. Am venit în față eu. Sunt sus. Nu, eu am venit în aici față. Aici e camera băieților. Un cățel aici. Am văzut bă, și eu cățelul ăla. Bă, poți să ieși afară, pisică. Ok. Da, capitane. Ai stadion. Da? Mă, da. Ce mișto. Stai că mă teleportează. Oh, ce-a mișto e! Trebuie să ne cine vrea să se joace un meci de fotbal? Eu. Păi eu plecat. Eu vreau! M-a ascultat și pe mine jocul odată. Da, eu vreau! Ok. Haide să vă punem în echipe! Ok, dar de ce? Ce zici ce echipă vrei? Roșu. Roșu. Ok. Ca să fiu da, cu capitanul. Da, pe toți, nu? Da, zic capitanul, vreau să fiu cu capitanul. Bă, ăla și-a luat câine. Dar foarte bine că și-a luat cățeluși. Bun, ok. U! Haide să vedeți ce gol! Ne jucăm, ce gol mă dau!
Ce? Ce gol le dau acum, stai să vezi. Hai. Hai, să începem să ne jucăm. Hai, mă. Dă-te de aici, dați-vă, că dau, nu? Nu. Hai, capitan, dă-i cu mingea, Îi dau. Nu! Bă, nene, dar are loc mingea asta! Hai, Hagi! Bă, ăștia țin mingea! Aoleu! Uite, bă! Uite, și tu poți țin și nu poți să o împing din cauza lor. Bă, vreau să dau gol, dați-vă că eu dau gol. Poți să dau gol, nu știu. Uite aici stau. Și eu stau tot aici. Păi, dar are puțin lag mingea. Ăla stă la în mine, poartă. Mie nu pare să aibă lag. Hai, capitane, du-te. Bă, ăsta-mi dă cu băta. Hai că vin și eu. Zbang. Fuși, capitane, fuși. Că doar noi suntem la echipa roșie sau ce? Păi nu, că avem un portar. Hai. A, am înțeles. Hai, du-te, capitane, du-te. Cum ar trebui să-i dau eu golul ăsta? Nu, n-avem timp, dar mă trec 10 secunde mai sunt. Bă. Dă-le cu băta. Le dau. Dă-le cu sabia sau ce ai tu? Hai că ne descurcăm bine, că mingea e lângă golul, ei. Hai cu golul. No, e s-a dus timpul. E gol, cică, nu! Cum să bine faci? Jucat, da, bine, toată 0-0. Lumea! E 0-0, da. E egal, nu e corect. Eu vreau să câștig. E foame, capitanul. Mi-e noi foame. Noi nu mâncăm în povești, să fie clar. Nu, pisică! Ce mi-e foame? De ce a trebuit să zic asta? Ok, mergeți vă rog la masă și mâncați. Da, cina. Eu nu mănânc. Eu mă duc să mănânc. Bă, bun, dar unde e asta? Că nu mi-am cumpărat nimic povestea asta. Oh, rușine, capitane. Deci avem așa, burger, avem două căpănele cu cartofi, avem un sandwich și o felie de pizza, nimic. Nu vreau. Eu îmi cumpăr acum, dar nu cred că-mi dăm. Bine, hai că votez pentru capitanul burger, că școala îi place, dar eu nu mănânc nimic. Eu gata, eu nu mai mănânc nimic. Mi-a dat în inventory, dar n-am mâncat. Da și mie nu mai mănânc. Asta are un Shiba. Mi-am cumpărat Infinite Lives, dar nu cred că mi-l dăm. Ce un prieten Shiba? E, poți să te duci pe el și dai click și cred că ți-l dăm. O să ai? Ham. Nu mi l-a dat. Nu știu cum și-a cumpărat băiatul ăla. Dar nu cred că și-a cumpărat, pur și simplu posibil să fi fost primul care a dat click, cred. Opa, ce e sunet? Ce-i sunetul ăla? Tot alarmă. Vine de la TV? De la televizor, nu cred. A, uite aici. Crezi? Crezi că vine de la TV? Hai să mergem să vedem ce se întâmplă, da, uite, hai, să vedem niște semne de exclamare. Gata. Ceva pericol, ia. Stai, ce? Păi ce de facem? Ce să vede așa? Să plecăm? Capitane, pleacă de acolo, că poate bubuie TV. Nu știu ce să zic. Habar n-am. 5, 4, 3, 2, 1. Like! Breaking news! Oh, aș face capitanul și de Revelion. Da. Ieri un daycare de ăsta, o creșă, a fost atacat de un monstru. Asta e din 1. Asta se întâmplă la vechea creșă. Se aude că cică copiii au reușit să scape, dar monstru încă vânează creșe. Aleu, pisică, nu e bine. Ce să zic, capitan? Aveți grijă. Acești monștri îl urmăresc pe monstru șef. Dacă vedeți acest monstru, raportați-l la poliție imediat. Să închideți toate ușile și toate geamurile ca să fiți în siguranță. Sunt sigur că ăsta nu poate să spargă geamurile. Oh, nu! Cred că da, păi ca curentul. Păi și ce fac? Că o să vină ăsta, vezi că ăsta se teleportează. Că am mai jucat povești de la tipul ăsta. Se vede așa o lumină de-asta circuleț și apare. O să murim! O să murim, calmați-vă! Nu vă faceți probleme, totul e în regulă. Da, eu nu cred. O să pornesc eu totul, curentul înapoi și toată lumea o să fie bine. Nu, și lift, ce drăguț. Bă, nu știu ce să zic, dar... Păi ce să mai zici? Am apăsat pe lift, dar nu merge. Merge? Nu merge lift. A, că nu e curent, lor. Cred că apare. Da. Am auzit ceva. Mhm.
A auzit cineva sunetul ăsta? Da. Bă, eu am așa ceva. Și nu mi-e frică să folosesc. Zbang, zbang. Dar nu știu unde ai luat tu. Opa. Am luat de la piratul. Uite-l, e afară, pisică! Oh. E, cine e ăla de afară? Este monstrul. O, Doamne, dar ce sunet mon... ciudat! E același sunet și ca în primul și ca în... E același alea. Monstru. Alea cu avionul sunt făcute, poveștile alea cu avionul, sunt făcute tot de ăștia? Am scăpat. Nu știu, stai să văd. O las. Nu mai știu. Hai că vine. O, pisică, fugi! O, vine aici. Hai, a, s-a teleportat! E lângă tine. Ți-am zis că ăsta se teleportează, mamă, și... Are minionii după el, vezi că are minionii. Are și copcii. Și te urmăresc. Are copcii. Ce vreau să zic, tu ți-ai luat alea de viață? Da, totul. Am luat totul. Okay. În cazul în care te prinde. Am luat totul. Doamne, ferește, Doamne. E nebun, e turbat. M-am ascuns aici, e bine. Eu sunt o jucărie. Eu sunt o jucărie, da? Calmează-te. Okay. Uite ce... Doamne, ferește. Moare, a murit un băiat. A, săracu, mă. Să n-apară aici. Acum vin ăștia după mine să mă omoare. Capitanul, eu m-am ascuns în piscina cu biluțe. Da? Mhm. Oh, apare aici. Nu poți să te ascunzi. Le portează. Mamă. Și vezi că au viteză mai mare decât tine, deci te vor prinde. Da, am de la viață infinită. Am de la viață infinită. O, da, eu n-am. Adică am, mi-am cumpărat, dar nu cred că îmi dă. Așa. Sper să se termine. Și eu vreau, că nu de alta, dar... O cam pățim. Gata? Gata? Gata, gata, a pornit și curentul. Uite ce loc bun și-a găsit tipul ăsta. Da, nu știu de unde... Bun... Iată, am pornit curentul și acum toată lumea da. Este bine. Da. Soro. Nu o să ne creadă, stai liniștit. Am fost atacați de monstru. Na. Minciuni. Atacați? De cine? Păi n-ai văzut la TV? Mă plâng cu lift. Monstru! E și muzică de lift, frumos, îmi place. Monstru de la TV a venit când tu încercai. Hai, capitane. Să dai drumul la curent și a vrut să ne omoare pe toți. Vin aici, capitan. Ha, ha, voi copciilor, aveți o imaginație atât de mare. Voi copciilor. Hai, vină încoa, capitan. Nu știu unde ești, lor. Sus, la etaj, la lift. Sus, la etaj, la lift. Nu cred că cei de la știri erau pe bune. Da. Nu mințim. Ha. Da, merge liftul. Tan, 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 tan. Nu vă mai prostiți pe aici, vă rog frumos. Nu e nimic de care să vă faceți griji. De ce nimeni nu ne crede niciodată? Da, păi, n-am. Trebuie să mergeți la somn acum. A trecut ora de culcare. Da, bine, hai. Acum trebuie să mergem la etaj, capitane. Mă duc cu liftul. Vezi că avem 58 de secunde, 57. Da, mă duc cu liftul. Treaba ta, eu deja am ajuns. Treaba ta, eu ajung și mai rapid. Până ajungi tu... Tate, m-am dus în dormitorul băieților. M-am băgat deja în pat. Bine. N-ai voie în dormitorul băieților. Ba, ce faceți aici? Ba! Ba, treci din dormitorul băieților. Gata! Băi! Aici doar băieții au voie. Da! Bă, tu vezi că mai suntem doar 3? A, da. Așa de rău a fost? Trebuie doar să fugi. Mulți. Nu știu ce să zic, trebuie doar să am murit fugi. Mulți, dar nu știu de ce. Da. Cine știe. Hai. Și? Ne culcăm? Noapte bună. Noapte bună, capitane. Bă, mișto povestea, chiar bine chiar făcută, n-am place. Ce să spun. Chiar super. Ia și la cât mai multe povești să facă băieții ăștia dacă da, au atât de mult talent, să zic. Ia. Oh, adormim. Noapte bună. Noapte bună. Oh, nu. Ce face mă ăsta? Nu știu ce face. Păi că ăsta face ceva nașpa. Nu știu ce e aia, că nu-mi văd foarte bine. Cabluri de curent, cred, sau ceva, nu știu. Bună dimineața, capitane! Bună dimineața! Bună dimineața, capitane! Bună dimineața, toată lumea! Așa... Veniți jos, copciilor!
Gata, e timpul pentru micul dejun. Da, eu nu mai mănânc. Păi nu știu dacă... Bun. Hai că mănânc ce eu. Avem? Avem... Oh, clătite americane, capitane, cu miere și un miere, cup de unt. Păi arată bine. Da, chiar arată bine, rău. Și cum pot să-mi iau? Păi nu știu, cred cum că... Cum pot să-mi iau? Da... Bun, m-am așezat la masă. Ce mâncăm astăzi? Am văzut! Ce? Clătite americane cu miere și un cup de unt. Miroase a clătite! Yum, yummy! Când ați terminat clătitele, vă rog să vă duceți să vă jucați, bine? Da, ce viață bună! Da! Gata. Bun! Ce poți să zici? Eu nu mănânc. Am primit clătitele, le bag acum. Beau un suc. Ia uite cum intră clătita pe psichiatrie, opa! Ai ia uite clătita cum vine, ia uite, hopa! Ok, era animație mișto, ia să gust și eu. Chiar e bună! Și acum mai am niște burgeri de ieri. Nu știu dacă s-o fi stricat sau nu, da. Am terminat zic? Mâncarea. Bun. Hai să mergem să ne jucăm. Și eu am terminat. Ce hai pisica. Să mergem să ne jucăm, vreau și cu trenul. Afară. Asta înseamnă că ne putem juca acum? Da, vreau să ies afară. Da, păi nu te lasă. Da, distrați-vă! Poate ne lasă să ne jucăm aici, capitane. Și iar vine monstrul ăla și iar trebuie să fugim. Uite, am luat și o sabie. Suntem, am rămas noi doi, capitane, nu... Da, ce să hai faci? Hai să ne jucăm cu cuburile. A, sau hai să dăm cu zarul, vină încă. What? Putem să dăm cu zarul? Hai. Cât pica? Hai, și... du-te de aici, de norocos, hai. Hai, deci la care pică unul ăla câștigă. Tu ai zis-o, tu ai zis-o. La care pică trei ăla câștigă, hai. Aaaa. Hai, încercăm o dată. Hai. La care pică 3? Nea, egalitate. A, mă, pică 3? Nu. Faaa. Nicio șansă. Bă, dar cât ghinion să avem? 1, 2. Nooo. Bă, dar 3 n-a picat. Deloc. 1 și 4. Nu se poate, 4. Deci fix între pică. Da. 4 ha, și 6. Frate. Oh, oleu. Pică 3. A, 5 și 5, nu! Ce noroc de ghinion! Eu nu capitane. Pot să le împing, după aia să le împing să... Ce n-a picat ceva și pe aia împing și să faci altceva. Ba da, poți oarecum! Gata, oprește-te pe 3, oprește-te pe 3! 2, și cu 3! Ok, gata, joaca! Trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară. Ne-a atacat acel monstru. Unde ar putea să fi plecat? În continuare cu noi. Probabil. Dacă este încă aici. Hmm? Sigur este încă aici. O să murim în creșa asta? Hmm, sper că am murit în restul. Da. Ce faceți copii? Vorbiți despre monstrul ăla în continuare? Da. Uite fața ei cum s-a schimbat. Da. Opa, opa, da, stai că iar vine. Da, vorbim în continuare pentru că s-a întâmplat ceva nasol rău de tot. Oh my god, monstru, e înapoi! Dar stai că mi-a pus perete. Oh, ce pe mie? Bun. Nu se poate așa ceva. Opa, ia uite. Stai. Ce? Ei, uite, uite, uite. Ce se întâmplă? Sunt ăștia, bebelușii lui. Uite, minioni, încearcă să intre. Zici că ia la geam. Oh my god! Oh my god, sunt reali! Da. Da, sunt reali și ne-au urmărit. Aud pași foarte mulți. Pisică? Se întâmplă ceva cu peștele ăsta. Peștele din acvariu, se întâmplă ceva cu el, nu știu ce. A, adevărat. Nu, uite, îl văd și eu. Este pește... pește monstru. Oh ia stai că apare lift acum. Repede, urcați-vă în lift! Da, nu cred că e o idee bună. Da, nu știu să zic. I-am apăsat, dar nu-mi face nimic. Păi cred că trebuie să... Așteaptă caracterul ca să intre toată lumea, dar nu am rămas doar. Vine ăla pe noi! Oh my god!
Este monstrul. Și eu stai aici. Apasă pe 2, apasă pe 2. Ce face? Eu stai. Cred că ne dă cu minge de foc spre noi. Sau de asta roșii ce-o fi. Ia, stai. What? Asta nu e bine deloc. Haide! Oprește, apasă butonul! Dar de ce asta să mă uit la el, pe bune? Nici nu pot să zic că nu ieși din lift! Nu am cum să ieși din lift, capitane. Ce se întâmplă? A făcut o bilă mare. Nu înțeleg de ce nu merge liftul. Că face ceva cu bila aia. Pisica a apăsat el pe lift și a făcut ceva cu liftul, nu știu ce a făcut. Că ne trimite în... Pisica ne trimite parte. Undeva nasol cu liftul. Ah, ok, dar eu nu știu de ce am stat. Bine, că așa e povestea. Dar zic așa, eu dacă aș fi fost real în povestea asta, eu nu aș fi stat în lift. Ce e asta? Nici nu știu unde suntem. E toată lumea regulă. Dar unde e fata aia, Sara sau cum? E în lift, săraca, nu știu. Ce e locul ăsta? Poate ne-a băgat în mintea lui? Da, nu știu ce să zic. Ne-a dus undeva, clar. Ne-a teleportat. Da. Locul ăsta e foarte creepy. Cum putem să ieșim de aici? Stai așa o secundă. Unde e Sara? Nu, e aici, se închide. Într-adevăr, unde e Sara? Păi, e în lift. Sau nu mai e? Am auzit plând. Ce s-a întâmplat cu ea? Da, tu de ce ești așa de rapidă în comparație cu mine? Pentru că mi-am luat... Sau nu? Nu știu dacă mi-am luat ceva din shop sau am băut un suc și de-aia. Cred că monstru a luat-o. Hai să mergem la sfârșit. Deci tot la sfârșit trebuie să mergem, nu trebuie să ne întoarcem. Da, la sfârșit nu-i nimic. Deci n-am văzut, poate apare între timp vreo ușă ceva. Da, așa a zis. Suntem aici. Se întâmplă ceva. Opa. Cred că explodează zona. Opa, opa! Capitane, am căzut! Oh my god! Da, și eu! Ce e asta? Ceva obi, probabil. Ce? Ceva obi. Posibil, da. Am picat. Într-o mină? Aparent, într-o mină. Trebuie să ieșim de aici neapărat. Hai. Deci a luat-o pe Sara. Da. Nu, clar, tu ai ceva de speed gen cumpărat de pe shop, că eu sunt mult mai încet. A, și eu râtână copul. Să iei? Nu poți să iei. Am o sabie de lemn. Ce să-i fac eu la un monstru cu o sabie de lemn, pe bune? Ne blochează locul prin care trebuie să trecem. Nu pot să dau ori așa? Nu știu, dau, dar nu știu dacă faci ceva. Eu sunt târnă copul aici. A, trebuie să găsim ceva să spargem, da. Păi și acum... Mai mult ca sigur o să ne dea târnă copul să-l luăm. Gata. Find something, da, vezi acum. Hai, capitane. Dar nu acolo trebuie spart, ci pietrele trebuie sparte. A, da. Cred. Nu mai, nu, aici. A, ba nu, plank-urile. Ha. Dar nici ăsta nu merge. Gata. Ha, ba, da. Ha. Du-te tu prima. Ha. Asta e că nu mă lasă. Hai, lasă-mă cu peretele. Da, trebuie să așteptăm să vorbească, că zice că a găsit un de-ăsta și că nu știu. Hai, repede, urcați-vă înăuntru. Poate putem să ne urcăm amândoi. Încercăm. Hai, capitan! Ok. Mă rog, fiecare cu al lui. Ești spatele meu. Da. Vezi că asta e chiar foarte complex, nu mă așteptam. Da! Adică se întâmplă multe chestii în ea. Mamă! Am mare dragul să te joci o astfel de poveste, sincer. Foarte ca lumea. Chiar îmi place. Câte viteză ne bagă. Da. Perfect. Am ajuns? Am ajuns. Aoleu, pisică! Intrase unul în altul. Da. Așa, hai să mergem. Aici cred că e obi, din ce mă uit eu acolo. Ia, gata. Trebuie să fim foarte atenți și să ieșim de aici. Suntem aproape de ieșire. Hai să mergem prin tunelul acesta. Văd ceva la sfârșit. Tare mie că o să fie vreun boss battle ceva. Da, ceva cu ăsta, dar nu știu ce să zic. Că mă gândesc că o să trebuiască să ne batem cu el. Oh, nu, e obi. S-a închis. Nu era de ajuns că erau nașpete obiurile în povești.
Da. Acum mai se și mișcă. Știu. Ieșirea e sus acolo. Ha. Ai grijă. Aaa, mai avem și de-astea de... Sper că nu ne pot afecta pietrele alea, nu? Hai, mă, azi. Dar chestia asta cu vorbitul nu o înțeleg. Adică, bă, lasă-mă să mă joc. Ca să te explice ție. Eu înțeleg, dar... Doamne, ajută, ce să zic. Doamne, 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 doamne. Hai că nu a fost chiar atât de greu cât mă gândeam. Nu. Păi se ridică lava, se ridică lava, fugi. Păi, nu sta acolo. Păi și aici e perete. A, avem de așteptat 10 secunde acum. Păi, da, suntem afară. Da, am reușit să... Adică am reușit să scăpăm de acolo. Da. Deci aparent era undeva, nu era în mintea lui cum ai zis, era... Am presupus și eu, nu știu. Era un loc adevărat. Da. Am reușit să scăpăm. Uite, s-au pus alea acolo ca să mai poți să treci. Da. Ok, băi, eu tot fac bănuți. Și eu la fel. Ok, avem voie să plecăm? Gata, hai. Unde suntem? Tot din o perete invizibil, de ce? Bă, deci ăsta e jocul perete invizibil, să numești. Da. Într-o pădure destul de înfricoșătoare. Suntem în mijlocul proprietății. Cum am ajuns aici? Mi-e atât de frică, nu știu cum să plec de aici. Mergem în față, gen? Da, vreau și eu să merg în față. Ar trebui să urmăm această cale. Hai! Sigur o să ne ducă unde trebuie. Asta am vrut de la bun început. Și eu vreau, să urmăresc dar... calea, hai! Da, vezi să nu calci în bear trap-uri, că... Oh, pisică! Ne dă damage. N-am umbrelă. Nu pot să te apăr eu, nu? Nu cred. Dar am hamburger. Find shelter. Uite aici o să ne băgăm. Hai. Bun. Perfect. Capitanul hamburger. cu burgerul lui, adică... A, gata, nu mai am. Ala, a fost tot. Vrei să ți-l dau pe al meu? Ia și mănâncă. Nu, că n-ai cum să mi-l dai pe al tău. Păi ia, capitane, că ți dau, pun farfuria. Dar n-ai cum, că nu te lasă. E așa burgerul dulce, tău e, și e. Doar al tău și aia e. Ia uite că până la urmă... Ia uite, bă, mănâncă să-mi facă poftă. Niam, niam, niam. Eu le-am mâncat pe ale mele. Da, ia uite. Niam, niam, niam. Doamne. Niam, nu cred că o să oprească ploaia prea curând. Ce nu pot să cumpăr din șop acum umbrela, oră? Uite, o lanternă cu 50 de Robux. Dar nu pot să o iau. Am cumpărat umbrela, am cumpărat-o. Uite, ceva, o conservă. În sfârșit s-a dus ploaia. Băi, o conservă aici. Da, cred că poți să dai click pe păi. Da, uite, am dat și mi-a dat-o. Ți-a dat-o? Și ai și umbrela, ai și lanternă de 50 de Robux. A, nu mă lasă că vreau și eu o lanternă. A, o am încă. A, o am. De ce nu e nimeni la acest campsite, totuși, zice? Vreau și eu asta. Cineva a fost aici, nu prea târziu, nu târziu. A fost recent. Dacă da. Sara a fost pe aici. Cred că ar trebui să dormim în seara asta aici. Da, ai dreptate. Este da. Foarte frig. Hai. Opa. Opa. Ei, uite. Cine? Acolo. Un topor, am putea să facem focul. Am putea. Și să punem campfire-ul din nou. Hai, asta e o idee bună. Ești te duci la copaci și dai pe copaci. A, ce tare, zici că ești în The Forest. Stai, anumiți copaci sau toți? Toți. Oh. Stai că-mi plăcut. Aveți să nu calci în trap. Și du-te după aia, bagă toporul în mână, în ghiozdan, pardon, și... Uh-huh. Pui logo. Gata, mai avem nevoie? Mai avem nevoie, da. Încă doi. Încă doi și reușim. Și bang. Okay. Atât, gata, ai de ajuns. Gata. Să facem focul acum. Și acum facem focul. E bine că am și topor. Bravo, am reușit. Dar unde-i focul? Campfire-ul e completat. Ok. Și focul, a. Gata. În sfârșit. Ceva căldură. Opa, s-a auzit ce-o? Ia, să mă așez, să ne așezăm aici. Gata. Eu m-am așezat, eu sunt lângă foc. Da, că îți dă viață, nu?
o regulă de viață, 100%, de exemplu, dar nu știu dacă din mâncare sau de la forță. Uite, acum am creat... Oh! Wow! Bă, aproape am murit! Capitan! Da, am umbrela, am umbrela, nu-s problemă. Unde fugim? Nu știu. Zice că să mergem în... Da, du-te înapoi, intens. Doamne ferește, dar de la explozia aia cu... Dintr-o dată am rămas cu galben la viață, degeaba mi-am mai dat focul ăla. Și eu sunt roșu, m-am pus și mort, gata. Hai să văd dacă pot să-mi iau ceva din shop. Doamne ferește, în ce hal? Mai că zice că e owned deja, dar nu mi le dă, că le-am cumpărat din afara shop-ului. Aia e problema. Doamne ferește. Să găsești ceva, noapte, dar deci trebuie să ne culcăm. Noapte bună. Mă uit să văd ce poți să-mi dea niște viață. Uite, heals 5 magic, mi-a luat unicorn. Păi vezi dacă ți-l dă, dacă nu. Ți-l dă înseamnă că nu. Ce cumpăr din joc îmi dă, dar am cumpărat restul din afara jocului și nu mi l-a dat. Nu știam. Ia. Capitanul cu unicornul, lui, așa doar man. Îmi dă câte 5 viață, e ok, măcar să-mi regenerez câțiva din viață. Că uite-te și tu, eu-s păroșu total. Știu. Opa. A venit ăsta. E câine acum, mai noi, e lup. Am auzit un lup? Pisică nu-mi place deloc. Doamne ferește. Poate să ne mănânce. Hai să-l atacăm. Dar de ce-și face asta? Ce să-l atac, frate, că n-am nimic. Atacă lupul. Cu ce? Cu toporul. Oh my god, trebuie să te bați cu el cu toporul, cred. Da, trebuie să-i dai cu toporul. Gata, l-am rupt. Bravo. Fuh. Asta a fost tot? Da. Nu cred că a murit monstru, nu? Mm-mm. Dacă era atât de ușor... Poți să mai iau un de-asta? Medkit. L-am deja. Opa. Doamne, ce noapte oribilă a fost. Bă, măcar e lumină și e zi. Da. E frumos. Plecăm de aici urgent. Hai. Și să căutăm pe Sara. Opa. Ia să mă, de unde ai tu double speed ăla. Pa, capitale! Hai să încercăm să găsim drumul în afară și să mergem spre oraș. Ok, cred că pe aici, pisică, unde ești? Departe. Alul. Mie mi-a dat ceva cutscene, de-aia m-am mișcat. Păi și m-am mișcat în timp ce... Opa, avem două căi. Calea cu podul, iar calea cu ceva... Habana. Pe unde crezi că ar trebui să o luăm? Chiar nu știu, sincer. Măi, pe pod mi-e frică să nu pic. Și plus că e pădure încolo, iar aici nu știu că e pădure. Da. Hai să mergem, fie ce-o fi. Nu, e prete invizibil. A, nu te lasă? Nu. Dacă ne pune să alegem. A, și eu la fel am crezut. Da, ok, hai. Deci pe pod bănuiesc. Păi, și prete invizibil și aici. Lol. Păi stai puțin, pe unde să iau? Stai așa, cred că ne pune. Uite, am găsit un pod. Putem să trecem pe aici. Ești sigură? Nu pare prea sigur podul acesta. Eu nu m-aș fi dus pe aici dacă era, dar... Uite, aici... Nu pare foarte sigur. Parcă vezi că o luăm acum și cu barca și cu toate. Nu fie așa speriat, o să ne ducă în afara pădurii. Nu prea văd în afara pădurii. Da, mă rog. Nici eu. A. Vrei pe pod? Zicem nu? Nu. Nu pare așa am decis sigur. De prima dată, da, că nu. Nu pare atât de sigur, n-am știu că o să mă pună să aleg. Nici mie nu mi s-a părut sigur. Ai dreptate, acest pod putea să se rupă oricând. Exact. Asta m-am gândit și eu. Da. Ia. Uite-te acolo, avem o altă cale. Uite, acolo e orașul. Orașul, da, adevărat. Dar nu l-am văzut când m-am uitat spre... Dar nici eu nu l-am văzut. Pe bune, dacă să mă uit pe video să văd. Deci dacă te duceai acolo, cred că te duceai în pădure. Da. În continuare, în pădure, gen. Ha. Hai să luăm. Nu erau cum clădirile alea înainte aici. Nu, dar nici eu nu le-am văzut. Probabil ca să nu-ți dai seama care e calea corectă. Da. Dacă ne duceam pe pod, cred că muream. Crezi? Sau ce niște? Da, hai să mergem pe aici și să ieșim o dată din pădure. Hai. Da, ai dreptate. Ok. Doamne ajută. Doamne ajută.
Oh, ce Wow, ce e locul ăsta? O săbiuță. Ia săbie, săbie de acolo. Perfect. Am luat-o. Locul ăsta e atât de tare. Mi pare cu casa Lăcașul monstrului. Lui. Da, da, da. Da, ce cred și eu. Și cred că acum o să ne batem cu el, doar că e destul de periculos să stau să mă bat cu el, că... De am și un cristal, nu știu ce face cristalul ăsta. Ia să iau. Lol, am mâncat cristalul. Capitane, poate e de bine. O, doamne, ăsta este locul în care locuiește el? Am mâncat cristalul, dar nu mi-a dat viață. Monstrul are o casă? Da, capitan, normal că are și el o casă. Sunt și el acolo, doarme și el, se uite la serial. Bineînțeles că are o casă. Asta cred că e. Păi da, dar nu prea e bine că noi suntem aici, că nici nu stăm bine cu viața, nici așa, nici așa. Eu stau bine cu viața, mi-am băgat viața de la chestia. Păi și eu stau puțin, am 124 la viață. Te zguduie totul? Da. Nu, ce efect mișto. Opa. A, a venit el. Ia uite-l, mă. Cred că trebuie să-i tăiem lanțurile. Da. Nu încă, nu încă. Cred că trebuie să ne zică jocul. Cristalul poate. Da, cristalul ăsta îl mănânc, eu nu știu. O, pe cine avem aici? Salutare, domnule monstru. Să vezi ce o să te bat. Lasă-ne-n pace, răule. Uite așa-i fac, uite așa-i fac. Vă căutam pe voi doi. Nu mă așteptam să vă găsesc la mine acasă. Stai liniști. Mai venim dacă ne dai și de mâncare. Sunt foarte norocoși că ați intrat aici. Acum mă puteți vedea în timp ce îmi fac planul malefic. Să distrug și să corup societatea întreagă. Ce? Să corup societatea? Să-i facă pe oameni răi, cred. Sau... Nu poți să faci asta. E prea târziu. Planul meu deja a început. Da, dacă puteam să-i tăiem lanțurile astea, să ducăm. Dar și vreau să... Dar cred că o să mă mute acum. Opa. Avem ceva aici. A, asta este ușa aia de... Da. Ce? Bum. Wow. Bum și tot orașul a devenit gri și... Dansul... Nu, tot orașul! Nimeni nu mai dansează acum. Ok. Peste tot au venit ăștia. Da. Bum. Mamă, accident. Ce vrea el să facă, mă? Lumea acum este ruinată. Lasă că o să... Ești sigur de asta? Ai făcut lumea foarte urâtă. Adu totul la normal. Stai să vezi că acum cine știe ce ne cere. Oh, vrei totul să se întoarcă la normal? Da, normal. Singura metodă prin care puteți să faceți asta este să mă bateți. S-a făcut. Aveți acest curaj? Da. Poate mă pune să aleg, da sau nu? A, ba nu. Da, hai să-l batem, capitane. Eu vreau să-l bat. Că nu ești primul monstru pe care te bine, bat, pe care îl bat. Dacă puteți să vă descurcați cu minionii mei. Da, am văzut filmul cu minionii. A, bine că îmi dai minionii acum, prietene, trebuie să omorâm doi. Nu e problemă, nu e problemă? Gata. Minionii mei! Ok, ai grijă că nu știi cu cine nu te pui, au făcut prietene. Nimic, n-au reușit să facă. Vezi? Suntem prea buni. Nu știu, cristalul ăsta îți dă heal, cred. Da, îți dă heal, da, cristalul, ca să știi. Da, îți dă heal puțin. Îți dă puțin, da, îți dă. Opa, opa, fugi. Da, deci nu sta în chestiile alea. Și mai ia-ți cristale dacă găsești. Da. Am vrut să iau, dar nu am luat. Mă întreb dacă pot să-l atac cumva, că nu pot. Momentan, nu. De ce sunt astea aici? Nu știu ce. Ah, am căzut în lavă. Bă! Ah, de asta s-a stai aici, am înțeles. Aoleu, n-am știut. Păi nici eu nu știam. Ok. Mănâncă cristale. Mănânc cristale. Bă, uite, astea sunt roșii acum. Ah, o da. Lanțurile cred că s-au slăbit. Dă-i unde ți arată, mie mi-arată cu verde undeva.
La asta mi-arată cu verde. Și mie tot ăla mi-arată cu verde. E doar asta, ce să dăm momentan. Am zis că o să pic. Dar noroc a pus. Opa, bravo, 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 bravo. Eram sigur că are legătură cu lanțurile alea. Da. Vezi că acum face altceva. Sau să fie din ce în ce mai e puternic. E turbat. Este turbat nebunul. Vezi, ai grijă. Am grijă, ce să fac? Așa. Face nebunii pisică, face nebunii. Iar așa avem platformele. Oh, nu. Oh, da. Vine lava, vine lava. Știu. Ok, gata. Doar vrei să ne ducem când, da, când da, da, pune lanțurile, atâta tot. Mm-hmm. Bun. Și acum? Să vedem că ne arată un lanț exact, doar pe ăla putem să-l dăm jos. Da. Cred. Asta? Nu. Nu, nu e asta, nu. Nu mi-arată încă, de asta încercam. Asta e, asta e. Hai să nu picem lavă. Hai, mă. Hai, mă, hai, mă. Gata. Ai. Perfect. Huh. Bun. Hai că iar e din nou trebuie să avem grijă, vezi că se enervează. Da. Opa. Ai grijă, ai grijă. Oh. Păi mi-a luat damage, dar nu eram pe nimic de astea de-a lui. Și eu, mi-a luat un pic damage. Cred că știi de ce, pentru că trage în zonele da, alea. Nu chiar dacă nu ești pe ele, trage înspre ele. Ți-a dat, oricum, eu am da, tu ce, doamne, am crezut că ți-a dat, ți-a dat sclipici. Uite-i. Da, mi-a dat cu sclipici. Uite aici, pisică. Gata. Mai avem încă două lanțuri. Da. Și putem să-l batem, nu e chiar atât de greu. Nu e. Depinde acum dacă se apucă de făcut altceva. Trebuie să mă urc la tine pe asta. Unde? Păi nu vezi că au dispărut și restul? Da, da, pe ultima, pe ultima, trebuie pe să stai mereu. Așa. Nu știu dacă e ăsta. Bun, e să vedem. Sper să nu îl dea pe celălalt, că e în partea cealaltă. O, ba da. Hai repede, 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 oh, repede. Oh my god. Oh, ce era să... Cream că pot să pic. Nu, am pățit și eu și m-am panicat rău. Păi nu m-a lăsat să trec, lol. Gata. Opa. Ah, a picat de tot. S-a, s-a dus în lavă. Da, s-a dus în lavă, dar pe el nu l-o moară lava doar, nu? A, dar, trebuie. Păi da, da. Că el zbura deasupra lavei, a? Capitane? Nu știu ce se întâmplă, cred că se distruge. Hmm. Cred că va exploda. Probabil. Ia? Văd ceva verde, deci cred că... Cred că lumea o să se transforme înapoi, cred. Păi dar unde-i Sara? Da, uite, lumea se transformă înapoi, da, nu știu unde-i Sara. Ok. Vezi, lumea s-a transformat înapoi. Da. Oh my god, pisică! Floricele, gata. A început dansul din nou. Doamne. Hai de viața mea, doamne. Bine, măcar că totul a revenit la normal. E nebunie, și pisică. Stai, ne-am întors și am reușit. Ce? Am adus pacea înapoi pe planetă. Am visat. Unde-i Sara? Nu, n-am visat. Ne-am întors înapoi la creșă. Hmm. Nu e Sara. Unde e Sara? E Sara aici, cumva? Mm. Totul e normal. Mm. Mm. Nu știu ce să zic. A, uite pe Sara. What? Dar cum doamne, a ajuns? Mă bucur că sunteți în siguranță. Dar cum a ajuns Sara aici? Da, nu știu. Sara! Sara! I-am bătut pe monștri, Sara! Unde ai plecat? Când monștrii erau acolo, te-au luat ei? E o grămadă, ce trebuie să vă explic? Hmm. Hmm. Nu știu. Hai să mergem înăuntru și o să vă spun totul. Hai. Parcă vezi că a fost o mare farsă. Oh, wow! Ce? What? What? Ea este... Ce avem? Am luat good ending! Și good ending! Yes! A salvat lumea, oameni okay, buni! Ok, good place, ending. Place. Yeah. Victory și good ending. Bun, hai să mergem așa. În lobby înapoi. Return to lobby. Nu cred că ne mai bagă în același lobby nu totuși. Nu știu ce se întâmple, dar oricum, oameni buni,
A fost foarte tare, deci mi-a plăcut mult de tot. Nu mă așteptam să fie atât de lungă povestea asta. Sunt cele mai bune povești, sincer. Exact. Fără nicio mișto acum, fără nicio Caterinca. Deci a fost una dintre cele mai bune povești. Foarte mișto, da. Bun, și caut acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai faci episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!